asta a fost principala preocupare la casting, am stat a curs sânge, ca să zic așa, în perioada castingului, pentru că am vrut să fiu convins că de data asta lucrurile vor ieși până la milimetru, să fie toți foarte bine pe roluri și... În filmul ăsta nu s-au scris roluri pentru un anumit actor. S-a făcut casting după ce s-a scris povestea, s-a făcut un casting pentru roluri. Dacă să păstrăm adevărul istoric, după casting, pentru că rolurile erau 32, s-a ajuns la 37 pentru că au fost așa de buni, că efectiv mi-ar fi părut rău să nu joacem film. Și am scris, deci ați ghicit, am scris scene, pentru că au fost uneori la egalitate și e nedrept în toate filmele românești să joace cam aceiași actori care nu mai sunt așa de tineri și actori în jur de 30 de ani care pe scenă sunt excepționali să nu aibă șansa să joace într-un film.